publicate de către Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Imagini care, până la urmă, arată ce vom respira noi sau ce respirăm noi. Dacă nu ne ținem respirația. Asta dacă nu vă țineți un pic respirația. Înțeleg că statul ne-a oferit și această soluție sănătoasă. Bă, nu respirați. Nu respirați și nu are nimeni nimic deci cu voi. Nu inhalezi poluare dacă nu respiri. Asta trebuie să le transmitem cetățenilor, pentru că mulți spun, domnule, suntem condamnați la aer nociv. Nu. Nu. Puteți să vă țineți respirația. Există și această soluție. Există și varianta asta. Sau, da. Iată, asta îi afectează doar pe vii. Morții iarăși nu sunt afectați. Nu sunt afectați. Domnul Berceanu, dacă vă avem în linie, bună seara. Bună seara. Vă salut, domnul Berceanu. La cine am uitat? Ce, doamne iartă-mă, aici, în primul rând? Ce incendiu ăla acolo? Avem niște arderi de cabluri. De fapt, despre asta e vorba. Cabluri care emit foarte multe gaze nocive în aer, pe care niciun instrument până acum a achiziționat de Ministerul Mediului și din dotările pe care le are la stațiile de măsurare a calității aerului, nu le înregistrează. De fapt, înregistrează doar foarte puține lucruri, cum ar fi particulele din aer, dar poate fi de asemenea o funingine provenită de la aceste arderi sau o particulă de praf din Sahara, din Oltenia, din oricare altă parte. Însă, între o funingine de acest tip și o particulă de praf, diferența este că o particulă de funingine de acest tip din arderi legale de cabluri e de mii de ori mai periculoasă și generează cancer și oprește dezvoltarea creierului și a sistemului imunitar la copii și generează foarte multe boli. În momentul, imagine, de față, da. În momentul de față, zona București-Ilpov a înregistrat în ultimii ani, conform statisticilor europene, că noi nu vrem să facem niciun fel de statistică sau avem și le ținem secretizate, a contorizat mai bine de 30.000 de oameni morți în zona metropolitană București-Ilpov. Și la nivel național avem 27.000 de oameni care mor în fiecare an din cauza poluării. O mare parte din poluare vine din aceste arderi ilegale care la bază sunt venituri ilicite pentru clasa politică. Eu știu ce vorbesc, că am stat acolo și am încercat să le combat. Sunt partide politice care, în mod special unul dintre ele, care lasă aceste arderi să se producă pentru că banii sunt împărțiți într-o parte între polițiști, între câțiva funcționari de la Garda de Mediu, niște oameni de la Consiliul Județean și niște politicieni și infractorii care fac munca de jos. Ați făcut apel la Ministrul Mediului, am făcut și noi apel la Ministrul Mediului, dar domnul Ministru al Mediului are acest obicei de a se feri să intre în discuții de-astea pe care le percepe ca fiind incomode, negestionabile și uite că nu reușim să dăm de dânsul. De regulă m-aș fi gândit că ar fi, eu dacă ar fi Ministrul Mediului și aș face, aș pune mâna pe telefon, aș intra acum în direct, domne, nu se poate așa ceva, eu n-am avut această informație, acum să vedeți că, deci aș folosi acest prilej tocmai pentru a mă arăta ca nefiind părtaș la așa ceva. Dacă tu tași din gură și nu intervii direct când apare așa ceva, pare că, da, domne, știam ce dracu să fac. Asta ok, e, nu intră Ministrul Mediului că e prins acolo, scoate apa din curțile. Păi, domne, acum două zile scoate apa. Să vă spun. Da, Garda de Mediu mai există? Garda de Mediu se supune politic. Asta e și problema. Foarte mulți oameni din Garda de Mediu, foarte mulți comisari mă sună și îmi povestesc că sunt cu piciorul pe gât, că șeful numit politic îi lasă doar în anumite locații să facă control, îi scoate din anumite locații când primesc ordin. Păi și nu se pot duce, domne, la DNA să-i facă plângere penală, să fie dăștia avertizori de integritate. Cum vă zic dumneavoastră, nu pot să o spună și procurorilor sau altora, sau să trimită scrisori anonime către presă, să dea un armageton, cum era pe vremea Năstase. Și ministru sunt beneficiari ai informațiilor de la Serviciul Român de Informații, de exemplu. Și au informații clare vis-a-vis de acești funcționari care sunt infractori din instituțiile statului, sunt și la Apele Române, și la Garda de Mediu, și la Garda Forestieră. Dar, spre diferență de ce alte instituții, faptul că tu lași să fie arse gazele alea care sunt de 4.000 de ori mai toxice decât fumul normal, îți aduce o mortalitate foarte mare. De 4.000 de ori mai toxice decât fumul. Noi avem mortalitate în București, Ilfov, în ultimii ani, din cauza poluării, mai mult decât au civilii în Ucraina, care în război. Deci, astea sunt cifrele. Dar cine sunt nenorociții care ard aceste cabluri? Sunt infractori.
Operațiunea este una infracțională. Da, sunt infractori de partid? De ce protejează pe linie politică cineva pe ăștia? Pe nemernici ăștia? Pe criminali ăștia? Când largi un camion încărcat full de 20 ceva de tone de cabluri, îți rămân, să zicem, vreo 10 tone de cabluri curate cupru. Ori 4, ori 5 euro kilogramul, ai undeva la 50.000 de euro dintr-o singură sau din două nopți în care arzi în câteva locuri aceste cabluri. Deci astea sunt sumele vehiculate de, da, de grupările astea de nenorociți. Și credeți că... câteva sute de mii de euro în fiecare săptămână pe care le împar cu poliția, cu niște oameni de la mediu, cu niște oameni de la, din partea cealaltă, din zona politică de administrație, plus că în momentul în care tu generezi atât de mult fum, funinginea nu dispare odată cu focul. Ea este antrenată în fiecare zi, ridicată de vânt, dusă în plămânii noștri. E ceva extraordinar de rău. E mult mai rău decât fumatul. E mult mai rău decât sunt gazele de eșapament. E cel mai rău lucru pe care noi îl putem respira în zona metropolitană București-Tilpov. Uitați ce se întâmplă. În urmă cu două ore apare o știre în legătură cu domnul Fechet. Ministrul Mediului anunță că a finalizat pregătirile pentru o nouă sesiune a programului Casa Verde, fotovoltaice. Și mă gândeam, zic, dați-mi mesaj să uite, să ne anunțe chestia asta, să vină Casa să intre, Verde să vorbim despre Casa Verde, pe vremuri. Să vorbim un pic despre Casa Verde. Și după aia îl întrebăm și despre ce se întâmplă deasupra căsuțelor verzi. Că uite ce se întâmplă acolo. E acel incendiu, acel fum, acea ardere ilegală, din care bănuiesc eu că ar face parte domnul ministru, dacă domnul ministru nu se dezice de așa ceva. Eu așa mă bănuiesc. Da, când îl văd că nu intră în direct pe fechet ăsta, când îl văd că nu intră în direct, eu îl bănuiesc ca fiind parte din treaba asta. Așa creierul meu așa funcționează. Să mergem mai departe în timp ce sună telefonul. Procurorii nu se pot autosesiza după ce publicați dumneavoastră astfel de imagini, domnule Berceanu? Procurorii nu au voie să se autosesizeze, nici poliția, pentru că zboară din funcție. Vorbim de un sistem criminal extraordinar de mare care generează milioane de euro la fiecare sfârșit de lună. Asta este problema. Presiunea și pe procuror, unde avem aceleași partide și la justiție, și la mediu, și la Consiliul Județean Ilfov. Presiunea pe procuror, pe polițiști, chiar și pe ministru, cred, dar nu poate să o spună, este imensă. Ori în momentul de față, tu ca ministru, să accepti să plătească toți românii 1.800 de lei în fiecare an pentru cele 6 miliarde de euro pierderi în zona Bucureștiului din cauza poluării, e o nemernicie fără margine. Dar cât de departe pot ajunge șpăgile? Că înțeleg, ai șpăguit poliția, ai șpăguit garda de mediu. Va până unde poate merge? Că în țara asta respiră și Klaus Iohannis, respiră și Marcel Ciolacu, respiră oameni grei. Fechet. Putere, mă rog, la... Oameni grei, uite, da, domnul sigur, Fechet. Dacă îl consideri un om greu. Da, mă rog, m-am trecut și de Fechet, că nu mi se pare greu, dimpotrivă. Așa. Ajunge până sub domnul Iohannis imediat, pentru că domnul președinte Iohannis, el respiră altfel. Și pentru că el, da, fiind mai mult la înălțime, e deasupra... E în zona aia unde aerul încă e curat. Dar nu-mi dau seama cum... Deci doar dumneavoastră reprezentați de atâta timp înregistrările astea. Sunt alte organizații de mediu care prezintă, sunt alte persoane implicate în activismul civic de mediu care prezintă. Sunt foarte multe informații și probe, înregistrări, unele, altele, nu știu ce, plus că mai și respiri, îți dai seama că e în regulă. Dom'le, nu cred că există subiect mai moșamalizat decât ăsta al poluării prin arderi ilegale. Deci este pur și simplu, suntem la nivelul corupției italienești dinainte de Mani Pulite. Când era acolo, mafia controla absolut orice, de la instanțe la parlamentari. Așa avem noi mafie, dar la noi nu e mafia aia de tip sicilian, e mafia unor oameni care se duc și ard ilegal pe câmp deșeuri. Adică e și vizibilă, nu sunt fire transparente. Este că acolo grija față de focul ăla au copii de 10, 12, 14 ani care îi împing familiile în față ca nu cumva în momentul dacă vine poliția să nu ai ce să le faci că sunt minori. Ori copiii ăia mai au de trăit în câțiva ani. Atâta mai pot să trăiască ei sunt pe focurile respective în fumul ăla extraordinar de puternic. Nu-mi dau seama cum ăsta nu e subiect de pus pe masa CSAT-ului, nu-mi dau seama cum ăsta nu este subiect pe care să intervină serviciile de intelligence SRI-ul. Ăsta e subiect de siguranță națională. Deci în momentul de față, când ai un atentat
la sănătatea publică, intri în zona de siguranță națională. Ăsta nu e un subiect pentru milițienii din Ilfov, pentru șpăguiții, probabil șpăguiții de la Garda de Mediu și pentru alții păduchi instituționali. Ăsta este subiect pentru Serviciul Român de Informații. Nu îmi dau seama. Probabil de la SRI ne va veni, dacă va veni vreodată o reacție, vor spune, domnule, noi am informat că SRI nu e organ de anchetă penală. Deci atenție, să nu se înțeleagă că mă aștept să deșină brigada antitero. Din urmări. A fost scos, sigur. Da. Deci SRI-ul probabil informează. Bun. Dar informează la cel mai înalt nivel. Domnul Bă, Berceanu. De la cel mai înalt nivel nu mai ai mă reacții. Mulțumim pentru intervenție și pentru detalii, domnul Berceanu. Și sfatul să vă țineți respirația cât timp stați în România. Respirați mai puțin entuziast și vreau să vă aduc aminte că am mai avut un ministru al mediului, domnul, cum îl cheamă, Costel Alexe, care de fiecare dată când era contactat de această emisiune, era, da, sunt în avion. La ce oră? Da, între 18 și 20 sunt în avion. Păi ziceți, domnule, la 18 sunteți în avion? Da. Păi atunci a fost sunat la 19:30. Domnule, tot timpul sunt în avion în acest interval. Ăsta și spătarul. Da. Sunt doi oameni care au avut strategia asta, spătarul. Apropo, spătarul ăsta a fost ministru economiei și care e consilier. Acum e mare apărător la televizor. Nu știu, l-ai văzut în imagini acolo, scoate apa cu găleata din curțile oamenilor, că e din județul Galați. S-a dus acolo? Nu, el are treabă să scoată apa din studiouri. El e toată ziua pe la studiouri de televiziune, că zicea domnul Gâdei că n-a văzut pe Elena Lasconi din la lopată. Da. Bă, nu l-am văzut nici pe ministru provenit din județul Galați, spătarul, ajutând oamenii pe acolo. Îl văd tot timpul pe la televizor cu costumul pe el. Puneți, bă, nene, cizme de cauciuc. Domnule, așa, domnule, că e județul tău. Vine și vă explică, domnule, cu tare, domnule, cu tare. Dar vine să ne explice, dar lui cine e fi explicat înainte, dar are să ne spunea nouă el informații. Da. Ăsta și cu ălălalt, ăștia doi, unul de la PSD și unul de la PSD, în fiecare emisiune în care încercam să-i contactăm pe un subiect grav, că numai subiecte grave sunt în spatele lor, când o să bubuie subiectele alea pe care noi le-am prezentat, se va lăsa cu nevoie urgentă de imunitate. Domnule, toți erau în avion. Pe la un moment dat le-am propus, facem ediții speciale la ce oră vreți, din zi și din noapte. În orice zi a săptămânii facem o ediție specială când puteți vorbi la telefon. Iau bilet și zbor cu tine în avion să-ți intervin eu de acolo, adică stai o secundă. Aia nu forța nota, că nu, în avion nu te-ai urca nici măcar pentru așa ceva. Îi aștepți pe pista de aterizare. Da? Deci a doua oară când domnul Fechet este invitat să intervină pe un subiect care îl vizează și să face și strategia lui, mă fac că nu văd și asta e, mă fac că n-am văzut telefonul. Domne, n-am intrat pe alea politice, ăsta e subiect greu de tot, nici nu prea vorbește lumea, am văzut că e invitat de presă, am senzația că și un pic în offside. Cred că s-au uitat și ceilalți realizatori. Păi, de ce dracu vorbesc de așa? Eu sunt inconștienți? Deci, nu știu, bă, eu câteodată mă gândesc. Bă, poate restul lumii știe ceva ce nu știu. Politicienii nu se bagă? Da. Se bagă Octavian Berceanu, dar și el știe cât a avut de pătimit? Știi că l-au prins pe câmpuri, pe acolo, l-au sărit, l-au atacat. L-au, adică, da, păi am dat imagini cu el când era... Și bătaia, adică nu vă imaginați că merge liniștit pe stradă. Așa? Și rest subiectul nu e nicăieri. Mă tot gândesc, bă, Radu, ce... Poate e greșeala la noi. Avem poate e problema la noi. Docauți. Apropo de intoxicare. Găsești. Domnul Mușoiu, Laurențiu Mușoiu, bună seara. Bună seara. Laurențiu Mușoiu, senior editor B1, pe subiectul intoxicării alimentare sau toxinfecției alimentare, ca să folosim termenul corect, atunci când nu otrăvim populația prin arderi ilegale, reușim prin alimente neadecvate. A fost un caz cu tremurător, aș putea spune, dacă mai poate ceva cu tremura populația României, în județul Mehedinți, în programul ăla cu masă caldă pentru elevi, pentru copii, au fost oferite niște alimente prea puțin conforme, în sensul în care s-au îmbolnăvit pe capete. Domnul Laurențiu Mușoiu are mai multe detalii și îl rugăm să ni le dea și nouă, să nu le țină pentru dânsul. În primul rând, nu mai este programul masă caldă, a fost botezat masă sănătoasă. Ei, am zis pe vechi, știți cum e, noi să avem, semăm milioane vechi în masa caldă, ITB-ul da, circulă pe aici, victoria socialismului, Casa Poporului. Casa Poporului. Sănătoasă este cam inadecvată în momentul de față, mai, să spui masă sănătoasă. Caldă poate fi, dar sănătoasă... Păi nu era mai potrivit caldă? Păi era mai adecvat. Da, că poate caldă a fost, ce știu. Caldă a fost, dar sănătoasă nu. Vă rog, ce s-a întâmplat? S-a spus mult despre ce le dăm copiilor, că am văzut politicieni invitați și la noi la B1 și pe alte posturi de televiziune parlamentare, că oamenii care trebuie să știe legea, că dacă nici ei nu știu atunci, care spuneau că, domnule, trebuie să facem ceva ca să se spună exact ce meniu ar trebui să aibă copiii. Păi să știți că se spune, doar că nimeni nu respectă.
Există o hotărâre de guvern prin care s-a stabilit, s-a recomandat mese și sunt 24 de feluri de mâncare, adică aveau doar lege. Deci e o listă amplă, nu sunt foarte restricționați cei care pun la dispoziție. 24 în care puteau să aleagă ce se livreze copiilor. Am înțeles deci că nu știu 24 copii... de feluri de mâncare. Dacă mă gândesc acum repede. Nu sunt foarte mare specialist aici. Vreau să vă spun că acestor copii se pare că s-au servit paste cu carne tocată și sos de roșii. Și paste cu carne tocată e un preparat din lista celor 24 de feluri de mâncare sănătoase? Nu există. Singură pastă acolo care sunt trecute, macaroane cu brânză. Este singura pastă trecută în acel meniu. Da. Dacă ne uităm acest fel de mâncare, aceste paste cu carne tocată, mai repede s-a regăsit pe lista dată prin ordin de ministru încă din 2008 a ce să nu se servească în școală. Adică acolo se spune că să nu se servească alimente cu grăsime ridicate, iar carnea tocată până la urmă, la fel, nu te mâncare procesată și să nu se combine glucide cu grăsimi. Iertați, dacă nici paste cu carne tocată nu se combină, nu se acumulează glucide cu grăsimi, atunci nu știu. Deci ne spuneți dumneavoastră, nu doar că n-au ales un preparat din lista celor 24 agreate, dar au luat ceva care ar fi trebuit să fie mai degrabă pe lista neagră a alimentației copiilor. Nu sunt nutriționist, dar din minimele conștiințe care le-am și eu îmi dau seama că totuși carnea tocată nu este. Da, domnule, e evident cum dracule dai carne tocată unor copii în condițiile în care n-ai niciodată garanția că, că s-a tocat ce trebuie. Care a fost efectul? Deci le-au dat aceste paste cu carne tocată copiilor la școală și s-a ajuns la spital în număr foarte mare. Vedem chiar imagini. Foarte mare, ia să dăm și imaginile astea cu copiii ăștia. Că sunt blurate, sunt... Deci a uitat ce s-a întâmplat după programul Masa Sănătoasă. Deci efectele programului e o masă sănătoasă. Vă dați seama dacă era o masă nesănătoasă. Vă rog. Masa sănătoasă poate să dăuneze grav sănătății, se pare, din păcate. Iar suspect este că Ministerul Educației nu a venit cu niciun punct de vedere. Am sunat și noi la niște secretari stat să ne dea un răspuns, un punct de vedere. Nu, au zis că nu suntați pe la minister, că... Deci nu am văzut, dar de la doamna Deca, echipa de comunicare ne-a transmis alte comunicate, alte știri, dar n-am nimic legat de acest subiect. Măcar să spună, domne, noi, Ministerul Educației, am spus că masa sănătoasă trebuie aplicată așa. Toate școlile să facă, toți primarii să respecte legea. Măcar atât puteai să spui ca ministru al educației. Dar vă dați seama la ce nivel de combinații financiare s-a ajuns dacă tot ce au putut să le dea copiilor de mâncare a fost... o carne tocată care i-a trimis la spital. Deci vă dați seama în ce hal de bișnițari sunt ăștia. De s-au gândit de unde să facă ei o combinație financiară, cu de unde să mai ciugulească ei niște bani. Ce s-a zis? Dă-i mă dracu, dă-le niște carne tocată, nu ori muri din carnea aia tocată. Asta vă și uite, spun, ajuns la spital. Dacă ne prem lege și dacă îi forțăm, doamne, n-ai voie niciun caz să duci mai mult decât asta. E tot o să găsească chițe și ideea, nu e vorba de buget, că, sincer, alocă suficient, mi se lucrăție pentru asta, că nu, am zis că de data asta nu mai e vorba de buget. Deci de la guvern pleacă suficienți bani. Deci nu e problema de finanțare guvernamentală. Pentru lista de alimente acolo, mă, nu trebuie să le dai mult copilor, că nu trebuie. Hai să, doamne, să le dai sănătos. Adică cam asta ar fi scopul. Și să evităm carnea tocată, da. Da, adică asta... Carne tocată care nu știi de când este și... Și nu știi ce s-a tocat acolo până la urmă. Că asta e marea problemă. Am înțeles că reprezentantul acelui restaurant care a livrat aceste pachete a spus că, domne, noi credem că cineva ne-a infectat mâncarea, că nu s-a întâmplat niciodată. Domne, tu nu aveai voie să trimiți în școală acel fel de mâncare. Da, deci reprezentantul restaurantului a mers pe teoria unei mâini criminale. Conspirație. O conspirație a fost acolo. Da, dar mâna criminală, dacă e pe așa, e infectase mâncarea că el nu trebuia să ducă în școală. Deci nu e infectase ce trebuia dacă mergem pe acest scenariu. Corect, deci, corect. Și cu ideea de mână criminală, el tot nu trebuia să le dea carne tocată copiilor. Cine verifică alimentele care ajung la copii în programul ăsta? Masă sănătoasă. Uitați-vă la masa sănătoasă. Deci, din potrivit legislației în vigoare, conducerea școlii este cea care achiziționează... încheie contractele. Vă dați seama și directora la care o fi zis și ce pentru copii ce... Vă dați seama că este controlat de primar, ca întotdeauna, că toți banii școlilor depind de primar.
Dom'le, deci vedem o atitudine asta generalizată. Dacă puțin mai devreme discutam cu Octavian Berceanu despre cum unii trimit copii să păzească arderile toxice de cabluri, și îi omoară pe copii, pur și simplu. Așa, bă, nu îi omoară brusc, îi omoară pe parcursul câtorva ani. Vedem aici că și la școală, bă, nici în școală nu mai ești în siguranță. Deci am intrat în logica aia în care nu că n-au mamă, n-au tată, nu mai au nici copii. În curând nu mai au nici copii, deci, da. Laurențiu Mușoiu, mulțumim mult pentru detalii, da. Dacă mai primiți informații de la minister, de la așa, vă ascultăm cu mare drag. Da, domnul. Și dincolo de ce vedem aici, se mai întâmplă niște lucruri spectaculoase, apropo de această... Sigur că scopul nu e să... Na, bănuiesc că nu e scopul să-i omoare pe copiii aia care păzesc acolo cablurile care ard. Bănuiesc că prostia îi face să facă lucrul ăsta. Adică scopul nu e unul criminal, ci consecința e una criminală. Eu cred că nu interesează. Sau nu interesează? Nu interesează. Okay. Deci chiar posibil? Nu interesează. Deci posibil. Convingerea mea fermă e că în momentul de față avem grupări organizate, bine organizate, care ajung până la cel mai înalt nivel, că altfel cel mai înalt nivel... ar vedea la televizor, ar primi informele și ar reacționa. Deci, convingerea e că ajung până la cel mai înalt nivel. Așa? Care pun profitul financiar dincolo sau mai sus și țara de asta? Copii de viață. Ce țară, mă, nu interesează de teama de copiii lor? De... Care furnizează aceste știri, o furnizează și pe doamna Șoșoacă la cel mai înalt nivel. Care doamna... chiar la cel mai înalt. Doamne, e înalt. Așteaptă alegerile. E destul de înalt. Așteaptă alegerile prezidențiale. Dacă tu crezi că doamna Diana va fi viitorul președinte al României, atunci va fi la cel mai înalt nivel. Și hai dar să momentan vedem. E la semi. E la un nivel intermediu. Zbola așa pe sub radar momentan. Deocamdată am trimis-o la nivelul de Bruxelles și la nivel de Bruxelles s-a apucat de vorbă. Treaba e așa că te gândești de multe ori face acest gen de reproș, am văzut, nu tu, se face acest gen de reproș, da. A stat degeaba acolo, da, la Claudiu Manda, se verificam discursurile, chiar a stat inițiativele, n-a luat cuvântul de nimic. Bă, da, ar fi spectaculos ca doamna Șoșoacă să aibă genul ăla de prezență acolo, în care să nu ia cuvântul, să stea dracu degeaba acolo. Uite, mi-ar plăcea lucrul ăsta. Hai să o ascultăm, intervenientă ieri în Parlamentul European. Se pare că nu v-a ajuns pandemia de COVID, care nu a existat niciodată. Acum începeți cu o altă pandemie și vă duceți în Africa unde nu aveți nicio competență. Am fost una dintre cele mai aprige voci împotriva încălcării drepturilor și libertăților cetățenești, atât ca avocat în viața civică, cât și ca senator al României, în Parlamentul României, unde v-am oprit inclusiv pașaportul verde, care aducea aminte de nazism, pentru că este o dictatură. Ați încercat să omorâți cât mai mulți bătrâni. Italia a fost un experiment în care ați omorât câți bătrâni ați putut. În România, 65.000 de români au fost aruncați în sași negri de plastic și strigă de acolo, din groapă, adevărul, vor dreptate. Ați încercat să ne opriți să intrăm în biserici, ne-ați oprit de Paște să intrăm în toate bisericile și noi ne-am opus și ne-am luptat cu jandarmii pentru a intra. Ați încercat să distrugeți creștinismul și ați încercat să-l umiliți pe Djokovic, care anul ăsta va da cea mai mare palmă și a răzbunat întreaga mizerie care a fost făcută. Nu vă vom permite, pentru că Dumnezeu nu e vaccinat, iar în România 88% din români nu sunt vaccinați. Încetați cu această dictatură. Și asta nu e tot, Radu. Îmi place că a început să mai spună lucrurile pe nume, dar nu se oprește. Bă, nu se oprește unde trebuie, se oprește prea devreme. Simona Halep. S-au bătut joc, nu doar de Djokovic, s-au bătut joc și de Simona Halep. Fără legătură cu vaccinatul, dar trebuia cineva să spună și asta. Trebuia să spună și asta, sigur, da. Nadia Comăneci a fost furată de ruși la Olimpiadă. Înainte să fie premiată. Înainte, de primul 10. Nu putea să zică de ruși că a fost furată. Lucrurile astea trebuie spuse. Dar nu de ruși. Lucrurile astea trebuie spuse. Cadei Lateru. Nu știu. Nu știu. De ce nu? De ce nu? De ce nu cadrează Insula Șerpilor? Insula Șerpilor cred că îi convine, că acolo e cu... Acolo e bine, e bine acolo. Doamne, ce se întâmplă? Multe lucruri. Femeia asta... Insulina! Cine a descoperit-o, Radu? Femeia asta vine și spune în timpul pandemiei că scopul este infertilizarea populației. Pe trei generații, nu pe mai trei generații, după care rectifică acum și zice...
Dom'le, scopul este omorârea, a fost omorârea bătrânilor, după care zice că n-a fost nicio pandemie, după care zice că spitalele sunt goale și erau pline și după care se duce la morgă la Marius Nasta, unde era morga plină și nu reușea să se dea acolo, filma pântremul. După aia că de ce sunt îmbrăcați așa morți, nu știu ce cu tare. Și mi-l imaginez pe omul care, ascultând-o pe femeia asta, zicând tot timpul lucruri care până la urmă nu se confirmă. A zis că ucrainezi bombardează întâi. Deci tot timpul ascultând-o pe femeia asta, zicând lucruri care nu se confirmă, dintre în pandemie, că de aici încolo doar vaccinați, că de aici încolo nu se mai iese din case, cu tare, se dorește dictatura medicală, draci, laci, cu tare. Mă gândesc totuși la omul ăla care este bombardat de aceste informații din partea acestei doamne și de fiecare dată dă din cap așa, ca prostul, ca și când, da, domne, așa e, are dreptate femeia asta. Păi dacă niciodată nu se confirmă nimic din ce zice, la ce naiba mai dai din cap afirmativ de fiecare dată când nu auzi? Adică la un moment dat, cred că ai un blocaj în care te gândești, păi da, stai numai un pic. Că a zis chestia și nu a fost. Apoi a zis chestia, n-a fost. Adică, la un moment dat, din toate, tot ansamblul ăsta de prostii, la un moment dat bănuiesc că are și o finalitate. Finalitatea este când omul zice, bă, dar stai-mă un pic. Nu e nicio finalitate. Nu? Nu, e fără sfârșit. E fără sfârșit. Poveste fără sfârșit. Am. Va, doamna Șoșoacă va deveni un conflict înghețat la un moment dat, cu logica. Da, vreau. Nu de la pace, dar se mai da. Da, vreau, domnul Zanfir, pentru că ne mână timpul, da, să vă prezint teoria conspirației. Stai, până ajunge teoria la... Teoria preferată a conspirației. Stai că trebuie spus ceva despre doamna. Teoria mea preferată a conspirației. A lui Ciubuc? Da. Da. Teoria lui Ciubuc. Ajungem imediat la Ciubuc. Ajungem și la Ciubuc. Până la Ciubuc să stăm la doamna Șoșoacă. Vă rog. Ea a vorbit foarte mult pe treaba asta religioasă. Da. Și aș vrea să știu, și-a făcut o sectă, s-a rupt de Biserica Ortodoxă Română, pentru că are poziții diferite față de Patriarhul Daniel. Continu. În continuu. Da. Patriarhul Daniel n-a spus, băi, nu ne lasă ăștia să facem Paștele. Mă gândesc că el e cu Paștele, cu, da, îl vezi la pastorală. La... Deci, explică-mi și mie puțin, dacă Patriarhul nu are problemele astea și nu a lansat nu a spus problemele. Că nu e pandemie, n-a zis că vor să ne omoare bătrâni. Deci care, el cu asta se ocupă, da? Cu Biserica Ortodoxă, domnule, să nu încalce drepturile, să nu știu ce să așa. Vine Șoșoacă. Și acum, domnule, cine e patriarhul? Cine este întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe? Pare desprinsă. Pare, s-a de desprins. Desprins. Vor spune unii, lasă-mă cu patriarhul, că BOR este o instituție și instituțiile sunt... În regulă, ok, nu vreți nici cu instituționalizarea bisericii. Păi, dar vine mănăstirea Petru Vodă. Da? Da. Unde a fost Iustin Pârvu. Da. Și mănăstirea Petru Vodă, pe cont propriu mănăstire, îi spune, bă, femeie, taci, lasă-ne, n-ai treabă, nu mai implica biserica, nu? Deci ai două dimensiuni religioase, ortodoxe în România. Ai, care nu că sunt incompatibile, dar sunt pe filiere diferite. Da. Ai instituțional cu patriarh, cu purtătorul de cuvânt, cu borul, cu nu știu ce, cu patriarhia, și ai și o mănăstire foarte populară printre naționaliști, că a fost Iustin Pârvu acolo, da? Bă, din ambele zone ți se spune nu. Singurul care e de acord cu tine e Teodosie de la Malul Mării, care ai să fie. Îți dai seama ce nivel de imbecilitate a atins în momentul când spune că mi se pare chiar asta, mi se pare o zonă chiar care... zice că Dumnezeu nu-i vaccinat. Dumnezeu nu-i vaccinat. Bă, dar astea sunt... Mie mi s-a părut o idee bună, zic că, ca argument împotriva vaccinului, domne, faptul că Dumnezeu nu e vaccinat. Dar e membru la sos? Nu e nici membru, membru de partid? Nici Dumnezeu de mâncat, de bănuiesc că nu mănâncă și atunci... Mănâncă. Adică care e noi, mă? Adică, dar care... este, dar poate, se poate îmbolnăvi de COVID-19? Nu e nici îmbolnăvit, bănuiesc. Adică... Și cu tâmpenii astea! Trebuie să te gândești care e nivelul argumentativ. Ea nu e vaccinată, că nici Dumnezeu nu e vaccinat. Dă-mi seama. Păi tu ești Dumnezeu, mă, tu te compari cu Dumnezeu aici. S-a ajuns la punctul. Dom'le, când s-a vaccinat Dumnezeu, mă vaccinez și eu. S-a îndumnezeit sau care e ideea? Adică care e deci sensul? Stai că eu mă gândeam că să fac așa o paralelă cu Bor, cu Patriarhul, cu... Da. Femeia s-a dus direct, mai stăie cu intermediari, da. Ce domne preos, patre, lasă, am vorbit direct, nu-i vaccinat, nu-s vaccinat. Bine, dar vezi că a și înviat, adică nu știu, depinde cu ce, că Iisus Hristos a mai... Poate mă să transforme și apa, nu zic în vin, dar măcar într-o bere, în ceva. Adică cum, până unde duci comparația asta? Bă, da, bă, că s-a transformat la o emisiune TV? În europarlamentar, deci asta pare o minune, nu aș fi văzut-o așa ceva. Da, aia e o minune colectivă, n-a făcut-o singur. S-a dus la o emisiune la Denis Rifai și a zis, Denis Rifai, poți să spuneți crezul că sunteți, mă? Crezul nu se spune niciodată în public. Crezul se spune doar în biserică. Păi stai un pic. Dacă ești în biserică,
Ești în public. Pe lângă faptul că de un, lume de ce nu se spune decât în biserică? Asta e logica. Da. În care a fost gândit crezul. Da. E o manifestare, o declarație. A credinței în fața. Tocmai, crezul, da. Spui da. Crezul și parola de recunoaștere. Suntem creștini? Da, zic crezul. Asta a fost bun. Și a spus, nu, asta se zice doar în gând. Da. Nu, crezul tocmai de-aia a fost inventat. Ca să îl spui în public. Să-ți mărturisești credința în public. N-am difuzat imagini cu Șoșoacă la Sfânta Parascheva când îi întreba pe jandarmi, era într-un live și îi întreba pe jandarmi, zice jandarmi, pe intrarea cealaltă și pe unde e intrarea cealaltă? Deci părea prima dată acolo la fața locului. Dar ce, ai dubii? Nu, dar nu știu dacă avem timp. Hai să dăm pe Ciubuc, fii atent. Hai să dăm pe Ciubuc. Un pic de Ciubuc. Celălalt, deci celălalt Șoșoacă, domnul Șoșoacă, ăsta este, doamna Șoșoacă poate fi văzută doar în compania acestui parlamentar care este și cioban în felul său și acum stai un pic. Domnule, are mai multe calități. Este oier, domne. Oier. Că nu știu, dacă zici că e cioban, s-ar putea să te supere. E oier. Păi, e păstor. Păstor. E păstor. Păstor de este oameni. Este păstorul doamnei Șoșoacă. Ok. Așa, să nu fie pastor. Hai să domne, și uite, e înregistrat acest moment în care, fiți atenți că despre asta nu se vorbește la televizor. Fiți atenți ce teorie a conspirației produce. Domne, că se vorbește la televizor și despre asta. Yes, ia, să ascultăm. Alo, spune-mi încă o dată, uite, acum vreau să înregistrez discuția ca să audă mai multă lume. Spune-mi încă o dată, cine ești sau nu poți să-mi spui? Nu dau nume, sunt un crescător din județul Brașov, comuna Cața, unde are Dumitru Andreșoi ferma. Mi s-a oferit suma de 1 miliard să omor 5-6 animale și să bag județul Brașov în carantină. Din cioban care vede filmarea mă cunoaște și după voce. Spune 2-3 nume de cioban din zona voastră. Păi e Sultan Eusebiu, are o stână vis-a-vis de el. Deci în sat Rupia? Nu, Comuna Cața, județul Brașov. Comuna Cața, deci de lângă cetatea Rupia. Da, lângă cetatea Rupia. Am înțeles. Și tu câte oi ai? Băs 500 și ceva. Ai și miei pe stabulație? Nu. Bun, și unde are Andreșoiu? Unde are ferma? Are miei? Ferma are în Cața. În Cața, are o fermă în Cața și are două la Beia. Acolo la Beia n-are nimica. N-are niciun animal pe pășune. Ok. Bun, și el are animale de reproducție acolo sau miei pe stabulație? Miei pe stabulație. Am înțeles. Și spune-mi așa, discuția care a fost cu el? O sunt de suma de 1 miliard, să omor 5-6 animale, să bag județul Brașov în carantină. Incredibil așa. Și tu de ce n-ai vrut? N-am vrut să le fac rău la cioban. Mamă, bravo, dar tu ai fost conștient că dacă accepti, dacă o-ți omoară 5-6 animale, ți-o omoră toată turma. Eu știu, și apoi să le fac rău la cioban. Pentru că s-a rugat de mine, zis că eu nu fac treaba. A venit el direct personal sau a venit prin cineva? El personal. Da, voi sunteți cu părinții, cu tata sau ești tu singur? Noi separat și părinții. Deci de aici continuă acest dialog spectaculos. Asta este conspirația mea preferată. Deci dintre toate mi-am ales-o pe asta. Asta este preferată. Am pus mâna pe. M-am pronunțat. Asta stabilizat este. Pe una? Deocamdată cel puțin la ce nivel de conspirații sunt. Asta mi se pare. Asta e cea mai de mare sezon. Și plus că e verificat-o. M-a întrebat. Zim 3 ciobani în zonă. Sau ce? 3 surse, 3 ciobani. 3 surse, cu tare. Deci concret ce s-a întâmplat? Deci a primit acest domn care l-a înștiințat pe domnul parlamentar al domnului Șoșoacă Ciubuc, l-a înștiințat, a primit oferta 1 miliard să omoare 5 animale. Să zică că e nu știu ce boală probabil acolo în zonă, zic așa mai popular, și să se bage în carantină tot județul Brașov. Deci și omul a zis, nu, 1 miliard, nu, nimic. Miliard de lei noi sau de lei vechi? Domnul Zafir, poate să fie de orice. Toți banii din lume și toți nu. Toți banii din lume și zic nu. Un miliard. Mai există bă, un miliard. Un cioban a refuzat 1 miliard. Nu se lasă cumpărați. Și uitați-l pe ăsta cu ce fățău se uită la telefon și lui se pare ceva plauzibil. Da, domnule, a primit 1 miliard, nu vrea să facă așa ceva. Domnule, noi nu avem 1 miliard, dar banii pe publicitate trebuie luați. Motiv pentru care ne întoarcem după o scurtă pauză comercială. Da.
Gata, am revenit în direct și sigur că rămânem în aceeași zonă, dar schimbăm cumva direcția, adică până la urmă acționează în direcții diferite, domnul Simion și doamna Șoșoacă, dar domnul acționează în partide diferite totuși, adică sunt într-o contră cumva. Și avem acest articol publicat de către cei de la Podu, podu.ro, suprarealist. Domnul George Simion trebuie cumva să vină să se legitimeze și într-un sprijin al Ucrainei. Să pare că, domnule, eu nu sunt omul rusie, domnule, stați o secundă, m-am ajutat și pe Ucraina. S-a dus aseară la Escas, la Andreea Escas, să rămână, da? Vorbească despre programul său prezidențial. Da. Și s-a declarat un susținător al ucrainenilor, în sensul în care nu e de acord să primească ucrainenii sprijin militar, da, dar sprijin umanitar să primească. Adică e foarte logic, pentru că îi lași pe ruși să-i bombardeze, să-i masacreze și după aia va fi chiar nevoie de mult sprijin umanitar. Deja le-a dat sprijin umanitar. Da. Și zice în felul următor. Și noi și membrii noștri i-am primit în casele noastre, am donat, am trimis ajutoare, de exemplu, la părintele Jar, la Bănceni, în special pentru cei 500.000 de români care trăiesc în Ucraina și au fost victime în acest război de ocupație. Și fii atent ce ne spun jurnaliștii de la Podu. Că părintele Jar de la Bănceni, da? Da, Longhin Jar, ar fi agentul Rusiei. Fii atent aici. Că este sprijinit pe agentul Rusiei, că sprijinit în Ucraina în felul ăsta. Într-un interviu acordat în urmă cu jumătate de an pentru Noua TV, un colonel în rezervă al Serviciului Român de Informații, Tudor Păcuraru, expert în domeniul politicii externe, a tranșat, zic jurnaliștii de la Podu, cazul preotului din Cernăuți, care de altfel este subordonat Patriarhiei Moscovite și care a pretins în repetate rânduri că e ținta abuzurilor autorităților ucrainene. Ne referim la Longhin Jar, personaj despre care colonelul Tudor Păcuraru, serii în rezervă, a atras atenția că este folosit de Rusia pentru a alimenta tensiunii în societatea românească, proces de intoxicare mediatică, nu știu ce, bagă și alte televiziuni. Ok, haideți să scoatem asta, că nu despre ce alte televiziuni e vorba, ci despre domnul Simion. Deci domnul Simion, ca să arate că a fost alături de poporul ucrainean, sigur, nu militar, nici n-avea cum să fie el militar, putea doar să valideze sprijinul militar, de exemplu, cel discutat la nivel european. Bun, deși ăla nu era... Mă rog, e controlat, da. Nu intrăm în detalii. Bă, dar exemplu de cum i-am ajutat pe românii din zona Cernăuți ies pe filiera unui preot subordonat Patriarhiei de la Moscova. Era acest obicei, dacă că, cred că e deja patimă, dacă discată când trebuie să propună un om sau individualizează un om sau vine cu un exemplu de om, de exemplu în cazul în care a fost nevoit să propună un premier, discată vine cu unul de mai degrabă într-o relație cu Moscova. Ne aducem aminte că l-a propus pe Călin Georgescu premier și sigur s-a dovedit a fi o nefericire, a renunțat la acea propunere, după care a venit cu un membru al partidului său, uite că îmi scapă numele lui acum, și ăsta era, renovase un sediu extrem de important care aparține ambasadei Moscovei. Și acum vezi că iar individualizează pe cineva, dar mai mult decât atât, a băgat în Parlament o felul de oameni, după aia a zis, da, am greșit cu... Dacă facem așa o listă a oamenilor băgați în Parlamentul României de George Simion... Dom'le, ne apucă râsul. L-a băgat pe Lasca în Parlamentul României, a băgat-o pe Șoșoacă, l-a băgat pe omul ăla, dar și murit între timp, cum îl cheamă, care colonelul i-a acuzat? Colonelul Tobă. Cum? Colonelul Francis Tobă. Francis Tobă, da, foarte controversat, nu mai... Dar nu, dai problema alta. La două zile după alegeri ne spunea că îl dă afară din partid. Admițindu-și o greșeală. Da, domnule, a greșit, dar îl dă afară. Da, cum să-l mai dai afară, că dacă omul a fost votat, intră în Parlament. Să vedem că juriștii noștri au altă părere. Ții minte discuția a fost la noi. Domnule, juriștii noștri au altă părere. Zic, juriștii voștri sunt foarte proști. Cine sunt juriștii voștri? Doamna ați trimis-o la Bruxelles, aia sunt juriștii voștri care ori sunt proști, ori încearcă să manipuleze opinia publică. Nu poate avea niciun jurist opinia că ulterior votului dat de cetățeni, partidul mai are vreo pârghie prin care să scoată un om din Parlament. Stați că până nu depune jurământul putem scoate. Nu, domne, tu nu mai poți da afară pe nimeni, că el a fost deja validat. Da? Era o stupiditate cu care insista. Dovadă că a și fost în Parlament până a murit omul. Deci multe tâmpenii de-astea. Nu sunt cu rușii, dar într-un fel sau altul fac tot felul de greșeli care favorizează rușii. Oamenii rușilor. Oamenii care iau bandă la ruși.
Bă, dai, numai în direcția aia greșești? În direcția alta n-ai fi greșit odată? Adică invers, să se greșești și invers. Eu pot să cred că ai greșit. Poți să, da. Da, știi cum e? N-ai cum să greșești doar într-o parte, că pare că trage stânga. Doamne, iartă-mă, nu-i mergi. Că mai greșești încolo, mai greșești încolo. Dar nu poți să pui din greșeală unul. Îl pusese pe băiatul ăla de se filma în boscheți, tot așa și ăla era cu om, tot cu rușii. Nu mai știu cum nici pe ăla. Nici nu mai lacă, mai pus să dai toate numele astea da. În direct. Da. Bun. Bă, dar n-ai greșit niciunul să te trezești că, aoleo, ăsta era omul FBI-ului, omul CIA-ului. Nici aia nu mi se pare nor. Fii să caut omul CIA-ului în politica românească. Dar păi doar români care n-au altă loialitate decât cea față de patria noastră. E bă, dar greșești numai încolo. E într-o dinamică de asta inexplicabilă, dacă eu e așa, pentru că vine după aia, n-am nicio treabă. Îl face și criminal pe Putin la un moment dat că vrea să intre în zona asta a polonezilor, că până la urmă aici e încurcătura în care se află, ca să poți să intri pe zona asta mai degrabă a suveraniștilor, frecventabil, trebuie să intri pe zona polonezilor și polonezii nu prea sunt în favoarea lui Putin și trebuie să vii să faci niște de-astea. Să zici și nici ceva de rău de Putin, zici ceva de rău de Putin ca să pare cumva că nu ești omul lui sau că n-ai legătură cu el și o zici așa într-o oarecare, ca să zici, domnule, am bifaște. După care toate acțiunile pe care le parcurgi vin și favorizează într-una această legătură cu Moscova. Domnule, e la un pas distanță să spună nimic cu ucrainenii. Am prieteni ucraineni. Asta fiind dovada clară că ai ceva cu ucraineni. Bun. Dacă e. Bun. Apropo de asta, hai să urmărim hai un pic să dăm niște imagini. Un reportaj pe care îl face Alex Craiu, care este un jurnalist care trăiește în Ucraina și transmite de acolo și îl face în Kiev. Foarte interesant să vedeți acolo cum arată cartierul, cum arată Kievul în momentul de față. Niște blocuri foarte interesante, sovietice, dar foarte înalte. E foarte interesantă atmosfera de acolo. Vă lăsăm cu această atmosferă din Kiev. Și vă lăsăm până luni la ora 18, când revenim aici la Bună România. Să aveți o România bună în continuare. Weekend plăcut. Un lucru care mă dă deseori pe spate în Ucraina este cât de înalte sunt blocurile lor. Blocurile lor sunt foarte, foarte înalte. Arată cumva ca ale noastre, într-un fel, pentru că sunt multe dintre ele sunt blocuri comuniste, blocuri, mă rog, sovietice. Iar la noastră, chiar dacă nu sunt sovietice, sunt de inspirație sovietică. Și asta e foarte interesant din punctul meu de vedere în Kiev. Faptul că ei construiesc atât de înalt, se întind foarte mult pe verticală, asta și ajută, pentru că ei nu au atât de multe cutremure cum sunt la noi. Cam așa este plimb prin Kiev seara, la ceas de seară. Din fericire e o seară liniștită, nu avem alarme aeriene. Ultimele sirene. Ultima dată când au sunat sirenele a fost acum vreo o zi, două, într-o noapte oricum, deci cred că la altă ieri noapte. Iar oamenii se bucură de un moment de răgaz. Wow! Sunt ca niște zgârie nori aproape, zgârie nori din est. Ca să facem și o glumă, e ca un oraș american după mulți, mulți, mulți ani. În estul Europei. Iată, micile comunități urbane de aici. Oameni care își plimbă copii. Uite, voiam să vă prezint și ceva un pic mai diferit de ceea ce vă arăt eu în mod normal. Război, distrugeri, suferință. Alea sunt realități ale vieții de zi cu zi. La fel cum sunt și astea. Viața care se desfășoară cât de cât în moduri normale, în măsura în care se poate acest lucru. Asta e cumva probabil ceva ce ai vedea și pe la noi. Nu sunt așa mari diferențe. Întotdeauna ziceam că parcă avem mai multe chestii, noi și ucranienii, mai multe chestii în comun decât alea care ne separă. Wow, uite, luna acolo. S-au prins acum și luminile în districtul, în cartierul în care se doarme. Ucrainenii îl numesc așa, această parte a orașului, parte din stânga orașului, eu numesc districtul de dormit, sleeping district în engleză, pentru că oamenii de aici, care locuiesc aici, merg în trec râul Dnipro fiecare zi, mulți dintre ei, ca să muncească acolo. Aici chiriile fiind mai ieftine, iată cum se aprind luminile prin blocurile astea,
iar oamenii se pregătesc încet, încet de somn. Ultima plimbare de seară, vezi, e pe timp de război. E război acum aici, poate să fie o alarmă aeriană oricând, poate să fie o, nu știu, să fie un, o Shahed, un prostie din aia de dronă, sau vreo rachetă, oricând, pe aici. Dar, totuși, ce să facă oamenii? Da, cine a plecat din Ucraina a plecat, au fost mulți oameni care au plecat, dar cei care au rămas, au rămas. Și iată. Viața totuși decurge în mod normal. Atât cât se poate. Oamenii se duc în casă, dorm. De la 12 seara nu poți să mai ieși din casă oricum, pentru că totuși e o lege marțială în țara asta. Apropo, au ucrainenii chestia asta să scrie mesaje pe trotuar ca să-i vadă aia de sus. Deci uite cum au scris mesajul ăsta. Vezi mesaje de te iubesc, de tot felul de chestii. Scriu oamenii pe jos, pe trotuar, ca aia de sus, de la etaj, să vadă. Uite, încă un mesaj. Ia-ți bia lui Blue, Zaya, uite, pentru Zaya. Te iubesc, Zaya, scrie aici.